Chiriile datorate de persoanele cu venituri reduse care beneficiază de locuințe ANL vor fi diminuate și vor fi calculate după noi criterii, raportate la venitul realizat pe membru de familie, stabilește ordonanța adoptată de guvern la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Vă propun astăzi pe ordinea suplimentară o ordonanță de urgență care îndreaptă o mare nedreptate făcută de guvernul anterior cu privire la chiriile percepute de către autoritățile locale în apartamentele ANL. Astfel am avut situații în care de la 70 de lei chiria care era până anul trecut, ajunsesem la o chirie de 700 de lei de familie. Aceste locuințe sunt de fapt locuințe sociale pentru tineri, pentru cei care nu au venituri suficiente și în aceste considerente, astăzi vom propune această ordonanță de urgență care corectează aceste elemente, ținând cont atât de rangul localităților, cât și de veniturile familiilor care beneficiază de aceste locuințe ANL. Modificările aduse au scopul să asigure protecția socială persoanelor cu venituri mici, prin limitarea cuantumului chirie astfel. Maximum 10% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe țară. Maximum 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacă venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul minim brut pe țară, dar nu depășește 100% salariul minim brut pe țară garantat în plată. Maximum 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacă venitul brut pe membru de familie depășește 100% din salariul minim brut pe țară, dar nu mai mult de 5.000 de lei. Primul act normativ ponderează chiriile și cu un coeficient care ține cont de anul de recepție a blocului ANL, care variază între 0,85 pentru imobilele construite până la finalul anului 2004 și urcă la 1 pentru cele ridicate începând cu 2016. Locuințele ANL se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii, care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă.